veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca. A Domnului să fie slava în vecii vecilor. Amin. Lecția numărul 7 din tematica împărații lui Israel. Am luat mai mulți împărați și i-am definit sub titlul împărații ucigași. Mulți din acești împărați al lui Israel au obținut tronul prin uciderea celui care a fost pe tron înaintea lor, a predecesorilor lor. Cât de mare diferență între ei și David. Ce ocazie a avut David și ce motive să-l fi ucis pe cel care a fost înaintea lui, însă n-a făcut. A rezistat acestei tentații firești, fiindcă, raportând lucrurile în sistem nou testamental, el nu era unul firesc, ci unul duhovnicesc. Dar ceilalți despre care, la rând, în dreptul fiecăruia, Scriptura menționează că erau răi, au fost gata, ba chiar au umblat după posibilități de ucidere a celor care erau pe tron și astfel să stea ei pe tronul lui Israel. Din categoria acestor împărați am selectat două serii imediat după fiul lui Ieroboam, Nadab, care a domnit doar 2 ani. Scrie aici în 1 împărat 16, cea din tâi serie de împărați ucigași, cărora Scriptura nici nu le dedică prea multe pagini, îi menționează doar întreagăt: Baeșa, Ela, Zimri și Omri. Și ca să nu pierdem prea multă vreme cu acești oameni răi, am mai legat lângă ei o altă serie din împărați ucigași, în 2 împărați, capitolul 15, de la versetul 13, întâlnim alții pe care, iarăși, cronicarul îi notează pe scurt: Shalum, Menahem, Pekahia, Pekah și chiar ultimul împărat, Osia, și el a omorât pe penultimul, pe acest Pekah. În dreptul multora dintre ei scrie că în cărțile cronicilor sunt scrise faptele lor, la unii scrie isprăvile lor, au avut unele realizări, dar Biblia, în primul rând, nu se ocupă de realizările cuiva. Biblia se ocupă de faptele oamenilor. Că în final nu se va scrie în dreptul nostru: a fost un bun meseriaș sau un om inteligent de marcă, a avut o casă deosebită. În final se va spune ce a făcut fiecare. Știți, spune în cartea Apocalipsei, faptele urmează pe oameni. Haideți să îi trecem doar așa scurt în revistă, după care să ne uităm la ceea ce are valoare pentru noi, la câteva caracterizări ale lor. Oamenii de atunci nu diferă cu mare lucru de oamenii de astăzi. Și situațiile care le întâlnim aici, le întâlnim, dacă vreți, și în America și oriunde. Chiar recent mă uitam peste o carte, Zoologia împărăției, în care autorul face comparație, folosind unele texte din Scriptură. Unii sunt numiți porci, alții câini, alții lupi, și prezenta niște situații de acolo, din America, și cel puțin o parte dintre ele și eu le-am trăit în activitate în biserică. Sunt aceleași situații, numai că se joacă cu alți actori în rolul acelor personaje. În 1 împărat 16 așadar, și chiar din 15 aici în partea finală, îl avem pe Baeșa, citesc de la versetul 28, să urmărim că versetele sunt oarecum localizate, nu trebuie să facem o navetă prea lungă pe paginile Scripturii. 15:28. Baeșa l-a omorât pe Nadab în al treilea an al lui Asa, împăratul lui Iuda, și a domnit el în locul lui. Când s-a făcut împărat, a ucis toată casa lui Roboam. N-a lăsat să scape nimeni cu viață, ci a nimicit totul, după cuvântul pe care îl spusese Domnul prin robul său Ahia din Silo. Deci acest Baeș a fost folosit de Dumnezeu să nimicească, să măture acea casă a lui Roboam, despre care am învățat că a introdus în Țara Sfântă viței aceia doi de aur,
care au distrus după câteva generații 10 seminții din Israel. El a domnit, spune Scriptura în versul 33, 24 de ani. Vedeți cât poate să-l îngăde Dumnezeu pe un om rău? A urmat fiul lui Ela, spune de la versetul 8 din capitolul 16, care a domnit 2 ani. Și după 2 ani, spune în versetul 9, slujitorul său Zimri, care era mai mare peste jumătate din carele lui, a uneltit împotriva lui. Versetul 10. Zimri a intrat, l-a lovit și l-a ucis și a domnit el în locul lui. Aceasta e una din expresiile cheie la acești împărați. L-a omorât și s-a pus el pe tron. Vreau să observați ceva. Baeșa a omorât pe fiul lui Ieroboam la 2 ani după domnie. Fiul lui a fost ucis de cel care i-a urmat tot la 2 ani după domnie. Adică i s-a întâmplat așa cum a făcut și tatăl său. Cel care l-a ucis pe acest Ela a fost Zimri, cel care a domnit cel mai scurt în Israel, spune aici, de la versetul 10, că l-a ucis, și în versetul 15 scrie, Zimri a domnit 7 zile la Tirța. Adică, de-abia a apucat să se înscăuneze, armata era plecată, spune în versetul 16, pe front, și acolo când au auzit de lovitura aceea de stat, au și pus împărat pe ministrul de război, pe căpetenia de atunci, pe Omri. Deci nici n-a apucat de fapt să domnească, propriu zis, în țară. Totuși, chiar și în acele 7 zile, Dumnezeu i-a și dat calificativul. Vedeți, Dumnezeu n-are nevoie să stea lângă noi sute de ani. Dumnezeu scurt vede ce e în tine și îți dă nota. Baeșa a domnit 24 de ani, Zimri 7. Și la fiecare le-a spus rezultatul. În 7 zile, într-o săptămână. În versetul 18 scrie că Zimri, văzând că cetatea este luată, el nu avea soldați, probabil niște funcționari, cum ar fi acum din Ministerul de Interne, doar în jurul lui, a intrat în cetățuia casei împăratului și a dat foc casei împăratului peste el, astfel a murit. De ce? Versetul 19. Din pricina păcatelor pe care le săvârșise, făcând ce este rău înaintea Domnului, umblând pe calea lui Roboam, săvârșim păcatele pe care le săvârșise Roboam și făcând pe Israel să păcătuiască. Adică acele 7 zile au fost pentru el o vreme în care putea să schimbe macazul și să spună, facem ordine în țară. Și Dumnezeu ar fi dat în mod sigur șansa să domnească. Dar a fost pe aceeași idee. A urmat Omri, cel care a împresurat capitala, cel care ar fi vrut să-l ucidă pe Zimri, dar de altfel el s-a sinucis. În versetul 21 scrie că poporul s-a dezbinat, jumătate erau pentru Omri, jumătate pentru un altul numit Tibni, însă cei care aveau armata la îndemână au folosit forța și l-au instalat pe Omri, acest om despre care spune Biblia că a fost chiar mai rău decât ceilalți dinaintea lui. Vreau să deschidem acum la doi împărați, 15, să ne uităm și la ceilalți, doar pe scurt, 15 cu 10. Șalum, fiul lui Iabeș, a uneltit împotriva împăratului de atunci, a lui Zaharia, l-a lovit înaintea poporului și l-a omorât și în locul lui a domnit el. 13. Șalum, fiul lui Iabeș, a început să domnească în al 39-lea an al lui Iozia, împăratul Iuda. A domnit o lună în Samaria. Și acesta a fost lăsat de Dumnezeu un timp foarte scurt în care să-și dovedească întoarcerea la Dumnezeu sau păstrarea aceleiași căi de rătăcire. Versetul 14, Menahem, fiul lui Gadi, s-a suit din Tirța și a venit la Samaria și a lovit în Samaria pe Șalum și l-a omorât și în locul lui a domnit el. Acest Menahem a domnit, spune versetul 17, 10 ani. Pe tron a urcat, spune versetul 23, fiul lui, Pecahia, care foarte interesant, din nou a domnit tot numai 2 ani. Și la 2 ani a fost ucis. Versetul 25, Pecah, fiul lui Remalia, slujbașul lui, a uneltit împotriva lui, l-a lovit la Samaria, în palatul casei împăratului, ca și pe Argob și Arie, avea cu el 50 de oameni dintre fiii galadiților, a omorât astfel pe Pecahia și a domnit în locul lui. Acest Pecah și el un ucigaș la rândul lui
a domnit, spune versetul 27, 20 de ani. După care a fost și el ucis de Osia, care a făcut o uneltire împotriva lui și l-a omorât. Poate că unii dintre dumneavoastră nici n-a reținut numele. Ideea era doar de reținut că acești împărați au domnit în Țara Sfântă doar din setea de putere, neavând nicio spiritualitate, fiecare luptându-se să dobândească tronul. Au fost îngăduiți de Dumnezeu alții mai lung, alții mai puțin, dar fiecare și-a primit calificativul din partea lui Dumnezeu. Poate că vă izbește uneori de ce pe unii oameni care sunt răi, fie că sunt într-o slujbă, fie că sunt doar simpli oameni, Dumnezeu îi îngăduie ani sau zeci de ani și alții fac o greșeală și îi lovește scurt la câteva zile. Pentru Dumnezeu timpul nu contează ca și la noi. Dumnezeu are socotelele Lui pe care noi niciodată nu le vom înțelege în mod integral. Vreau acum să privim la Israel, la felul în care a evoluat poporul sub această suită de împărați, aceste două serii de împărați. Întorcându-ne la un împărat 16, citesc versetul 19. Din pricina păcatelor pe care le săvârșise, scrie despre unul din ei, făcând ce este rău înaintea Domnului, umblând pe calea lui Roboam, săvârșim păcatele pe care le făcuse Roboam și făcând și pe Israel să păcătuiască. Deci și Israelul trăia în starea aceea de idolatrie. Adăugăm și din cealaltă serie de împărați, din capitolul 15, versetul 19. Deci pe lângă că în plan religios ei erau idolatri și se rupseseră de Dumnezeu, și în plan economic și social, în plan material, țara a fost într-o permanentă decădere. Pul, împăratul Asiriei, a venit în țară și Menahem a dat lui Pul 1000 de talanți de argint ca să-l ajute să-și întărească domnia. Menahem a ridicat argintul acesta de la toți ce aveau avere din Israel ca să dea împăratului Asiriei. Amintiți-vă de vremea lui Solomon, când toți împărații veneau și aduceau aur, se schimbaseră rolurile. Dumnezeu i-a făcut pe ei tributari și ei dădeau argint celor din jurul lor să-și întărească acele scaune de domnie obținute prin forță. Amintiți-vă de prociile lui Ezechiel când este comparat Israelul cu o ibofnică și îi zice, dacă în mod normal plătesc ibofnicii pentru ea, Israelul a făcut greșeala să plătească el poporilor din jur. Și astfel a ajuns într-o decădere din ce în ce mai mare. S-a distrus și spiritual și material. Și citesc acum versetul 29. Pe vremea lui Pekah, împăratul lui Israel a venit Tiglat-Pileser, împăratul Asiriei, și-a luat Ionul, Abel-Bet-Maca, acea cetate liniștită de pe vremea lui David, Ianoah, Kedesh, Hazor, Galat și Galileea, toată țara lui Neftali și pe locuitori i-a dus în prinsoare în Asiria. Nu-i vorba de robia finală, au pierdut ținut cu ținut, oraș cu oraș și au ajuns fără putere spirituală, fără putere militară, fără putere economică și teritoriul se strângea din ce în ce mai tare. Așa se întâmplă uneori și în unele biserici. Se pierde, începând de la conducere, spiritualitatea, începe să pierde oameni, să pierd slujbe, se pierde chiar material, dispare binecuvântarea și oamenii tot nu se trezesc. Haideți acum, după ce am făcut o incursiune în a-i cunoaște cel puțin în mare, să ne oprim în a-i caracteriza. Un împărați 16 cu 7, un verset foarte valoros. Cuvântul Domnului vorbise prin prorocul Iehu, fiul lui Hanan, împotriva lui Baeșa, primul din seria aceasta de ucigași, și împotriva casei lui. Pe de-o parte, pentru tot răul pe care îl făcuse sub ochii Domnului, mâniindu-l prin lucru mâinilor lui. Au fost stări păcătoase care l-au mâniat pe Dumnezeu, așa cum stă scris în Romanii 1:18, mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri. Dumnezeu mai întâi se interesează și observă dacă sunt sau nu păcate. Dacă sunt, imediat se constituie un zid între noi și Dumnezeu și Dumnezeu rupe relațiile și privește cu dușmănie asupra acelor popoare sau acelor oameni. Ce păcate făceau ei? Am amintit deja idolatria. Dar, privind aici, vreau să mai sesizăm din păcatele acestea. Versetul 9. Ela era la Tirța, chefuind și îmbătându-se în casa lui Arța, căpetenia casei împăratului la Tirța. Destrăbălarea este una din stările în care oamenii
ajung să cadă atunci când își pierd spiritualitatea, mai cu seamă dacă sunt în frunte și dacă își permit să aibă ceva fonduri. Când oamenii care sunt în fruntea poporului cad în plan spiritual, nu o să se mai lupte să organizeze nopți de veghe, seri de rugăciune, studii intensive. O să facă fel și fel de serbări la care slujba e numai de formă și în rest mâncare, glume, chef și distracție. Acestea iau locul. Probabil și ținând cont de felul în care împărțise slujbile și posturile. Am citit aici că arța, căpetenia casei împărătești, el a dat ospățul acela. Astfel de ospețe le întâlnim doar la popoarele străine? Amintiți-vă de Faraon, Nebucadnețar, Ahasveros, Belșațar. Împărații credincioși, ei făceau serbări cu ocazia sărbătorilor sfinte, când se bucurau cu levitul, cu necăjitul, când culmea sărbătorii erau jertfele aduse și prezența Domnului coborâtă ca un nor. Dar aici, schimbându-se starea spirituală, se asista la chef, la destrăbălare. Și puteți să urmăriți unde sunt astfel de oameni răi, vizitații de sărbători sau cu anumite ocazii speciale, și veți vedea că și cheful primează. Vreau să mai adaug ceva din Noul Testament ca să argumentez suficient. Iuda 11. Deja pe timpul apostolilor starea aceasta se instalase în biserică. Iuda 12 și 13. Sunt niște stânci ascunse la mesele voastre de dragoste, unde se ospătează fără rușine împreună cu voi și se îndoapă de-a binelea. Niște nori fără apă mânați încoace și încolo de vânturi, niște pomi topnati și fără rod de două ori morți, dezrădăcinați, niște valuri înfuriate ale mării care spumegă rușinile lor, niște stele rătăcitoare, cărora le este păstrată negura întunericului pentru vecie. Cheful nu-i pentru sfinți. Sărbătoarea noastră, amintiți-vă ce le spune Pavel Corintenilor, voi vă adunați să vă faceți mai răi, că unul vine beat, altul vine să mănânce. Sărbătoarea noastră trebuie să învârtească în jurul actelor spirituale și să aspirăm la ospățul lui Dumnezeu din ceruri, așa cum este profețit în Isaia 25, o masă bogată care o pregătește Domnul pe muntele Sionului, slăvit să fie Domnul. Doar fiii lui Eli se mai comportau așa. Era o slujbă, dar pentru ei plăcerea care era? Cu furculița să apuce carnea și pe lângă carnea de animale mă umblau ei și după alt fel de destrăbălare, trăiau în desfrâu și asta era plăcerea lor. Credeți că unii ca fiii lui Eli, dacă nu țineau la ciolan, cum se spune, mai stăteau acolo? Doar să facă slujbă pentru Dumnezeu? Ei nu găsau nicio plăcere, că nici nu-L cunoșteau pe Domnul. Dar ei stăteau acolo, prin prisma oilor care le mulgeau, spus în mod popular. Celălalt aspect, de data aceasta citim din 2 Împărași 15, de la versetul 14, despre unul din seria a doua. Menahem, fiul lui Gadi, s-a suit, l-a omorât, apoi 16. Atunci Menahem a bătut Tifsahul și pe toți și ce erau în el cu ținutul lui dinspre Tirța. L-a bătut pentru că nu-și deschiseseră porțile și a spintecat pântecile tuturor femeilor însărcinate. Cruzimea pe fond de răutate i-a marcat. Dar nu ucideau numai pe împărați, dacă erau în stare să ucidă și femei și copii nenăscuți încă. Pe fond de răutate, de forță, și sunt oameni care pentru a-și menține poziția prin prisma căreia chefuie și trăiesc bine, sunt în stare să mazilească pe alții, sunt în stare să acționeze fără suflet, să îi împacheteze într-un fel sau altul, în așa fel încât să nu-i încurce. Își pot permite astfel de oameni recurgerea la astfel de manevre. Și te poți aștepta din partea lor la orice. Nu mai poate fi vorba de milă, de dreptate. Acești oameni stăpânesc și pe oaia care vrea să o mulgă, o mulge, și dacă alta vrea să o omoare, o taie. De aceea spune Petru, nu ca unii care ați stăpâni. Ăștia erau ca un fel de stăpâni și făceau ce vroiau. Stăpânirea este a lui Dumnezeu. Oi de tăiat
nu sunt. De aceea, nimeni, prin virtutea slujbei lui, să nu îndrăznească să acționeze în forță și să facă ce vrea, că el este mai mare. Să acționezi doar drept, doar corect, că altfel te faci vinovat și Dumnezeu, într-o zi, ca unul care e mai mare decât noi, va lua măsurile de rigoare. Orice nedreptate, orice acțiune dată de superioritate, trebuie să dispară, spunea Domnul Iisus, împărații domnesc cu stăpânire, între voi să nu fie așa, cel care este mai mare, să fie slujitorul. Pe lângă aceste stări păcătoase, în care ei domneau ca niște despoți și pentru ei toată slujba era cheful și traiul bun, până când venea altul și omora și se instala în locul lui, foarte curios, și cel de-al doilea punct l-am definit aici la caracterizare, ipocrizia judecătorilor răi. Acum citesc versetul 7 din nou, din 1 împărat 16. Deci Domnul a lovit pe Baeșa, pe de-o parte, pentru tot răul pe care îl făcuse, mâniind pe Domnul prin lucrul mâinilor lui. Idolatrie, chefuire, acțiune crudă. Și pe de alta, deci două capete de acuzare a avut. Și acestea sunt gândurile principale. Și pe de alta, pentru că lovise casa lui Ieroboam. Dar nu Domnul a prorocit prin Ahia că și casa lui Ieroboam va fi măturată? Cu ce a fost vinovat Baeșa că a împlinit o prorocie? Cu el s-a împlinit ceea ce Domnul vorbise. Pentru acest Baeșa sunt menționate două prorocii. Una prin Ahia, că Domnul va folosi pe el să nimicească casa lui Roboam, și alta prin Iehu fiul lui Hanani pentru el, că Domnul va nimici pe el. Și așa sunt unii oameni astăzi. Ei știu să interpreteze și chiar să ducă la îndeplinire prorocii de pedeapsa altora, dar ei nu-s mai buni ca aceia. Și asta a fost vinovăția lui Baeș. Că el a omorât pe unul rău, dar el a fost tot rău. Și spune în Roman 2, tu care judești pe altul pe tine, nu te judeci? Ce ușor e și să spui, cu tare e vinovat, ar trebui pedepsit, trebuie luat cu tare și cu tare măsură împotriva lui. Dar tu, care ești grabnic să pronunți sentința și dacă ai avea dreptul să o aplici, ești mai bun ca el? Hai să citim ce spunea Domnul Iisus în Matei 7, de la versetul 1. Nu judecați, asta le spunea lor, fiindcă ei erau răi și judecau pe alții că sunt și ei la rândul lor răi. Acest verset nu poate fi luat, că n-are nimeni voie să judece. Eu am auzit o predică cândva, cum ne permite unii să judecăm, că n-a început judecata, nici Iisus n-a început judecata și noi ne apucăm să judecăm. Dar nu spune Biblia cum nu între voi niciunul înțelept să judece. Dar aici și în cazul împăraților pe care îi discutăm, era vorba că ei judecau pe alții, dar și erau răi ca aceia pe care eu sunt de-a. Căci cu ce judecată judecați veți fi judecați. Ei au omorât tot pe cel dinaintea lui după 2 ani de domnie. Fiul lui era ucis la 2 ani de domnie. L-a ucis pe altul să ia tronul, el la rândul lui a fost ucis și a fost luat tronul. Versetul 3, de ce vezi tu paiul în ochiul fratelui tău și nu te uiți cu băgare de seamă la bârna din ochiul tău? Sau cum poți zici, fratelui tău, lasă-mă să scot paiul din ochiul tău și când acolo tu ai o bârnă într-al tău? Fățarnicule, și acum dovada că nu-i interzisă judecata, dar interzisă în condiții de similaritate păcătoasă. Fățarnicule, scoate întâi bârna din ochiul tău și atunci vei vedea de slușit să scoți paiul din ochiul fratelui tău. Adică, Gedeoane, întâi scoate vițelul din casa ta și apoi du-te și poți să scoți vițelul și din casa altora. Și revenind la acest Baeșa, aici în 1 împărat 16, iată cu ce prorocie este întâmpinat de la versetul 1. O profeție împotriva lui. Versetul 2. Eu te-am ridicat din țărână, deci a fost pus de Dumnezeu și te-am pus mai mare peste poporul meu Israel. Dar pentru că ai umblat pe calea lui Roboam și ai făcut pe poporul meu să păcătuiască, pentru ca să mă mânii prin păcatele lor, iată că voi mătura pe Baeșa și casa lui și casa ta o voi face ca și casa lui Roboam, fiului Nebat. Dreptatea lui Dumnezeu a decis. Tu i-ai măturat că sunt idolatri și tu ai fost tot idolatru
De aceea și tu vei fi măturat exact cum a fost măturați ei, fiindcă ai aceeași vinovăție. Și în versetul 12, împlinirea. Zimri a nimicit toată casa lui Baeșa, după cuvântul pe care spusese Domnul împotriva lui Baeșa prin prorocul Iehu. Noi trăim în biserici unde prorociile funcționează. Și repet, Dumnezeu, așa cum a învățat în cazul lui Roboam, are profeții favorabile, promisiuni. Dacă nu le respectăm, vine agentul lui Dumnezeu și ne dă sentința. Și Dumnezeu dă sentința prin cel pe care El îi alege să le cădem în mână. Dar dacă cei care sunt puși să facă dreptate sau să ia locul altora nu sunt mai buni, Dumnezeu îi lasă o vreme și vin alte prorocii pentru ei și vor împărtăși aceea soartă. Uneori am văzut oameni prin biserici care văd împlinirea unor profeții când sunt schimbați unii din slujbă, fiindcă îi consideră vinovați înaintea Domnului. Întotdeauna ar fi bine să se întrebe acei oameni, când le vor lua locul, le vor lua și păcatele sau vor fi altfel? Și chiar în mod individual, particular, când judeci pe altul, vezi nu cumva porți aceeași vinovăție? Știți când a venit Natan la David și repede a dat verdictul? Este vinovat? Și când s-a oprit și a zis, tu ești? A început să se mărturisească. Tot aici, în cazul acestor împărați, în versetul 25, citim despre Omri, că după cum majoritatea dintre ei au făcut aceleași rele ca și cei dinaintea lor, unii au făcut mai rău. Omri a făcut ce este rău înaintea Domnului și a lucrat mai rău decât toți cei ce fuseseră înaintea lui. Ceilalți s-au cam păstrat pe aceeași linie. Și vinovăția lor, ca să observăm exact expresia biblică, este în felul următor despre unul din ei. El a făcut ce este rău, nu s-a abătut de la păcatul lui Roboam. La următorul, aceeași expresie. El a făcut ce este rău, nu s-a abătut. Deci este normal să faci păcatele celor dinaintea ta și păcatele care se fac în popor. Este ceva, un mers natural. Ei ar fi trebuit să se abată, să schimbe macazul, să reformeze. Însă ei asta n-au făcut. Să nu se aștepte nimeni ca de la sine să vină o stare în care să nu mai păcătuiască. Nu se poate. Numai dacă te abați, dacă faci o cotitură radicală, dacă o rup cu păgânătatea. Amintiți-vă despre care om din Biblie spune, era un om în țara Uți care e definit prin patru calități, vi le citesc, era fără prihană, curat la suflet, se temea de Dumnezeu și ultima asta care nu avea împărații și se abătea de la rău. Ce înseamnă să te abați de la rău? Răul ți este în cale, ți-e în sânge, este normal, este uzual, toți îl fac. A te abate înseamnă a sta împotriva curentului, a fi altfel, a te lupta. Fără luptă nu schimbi nimic în viața ta, nici în slujirea care o ai. Numai dacă te abați, dacă nu te abați și te lași dus în val și sub curent, poți să ajungi să faci mai rău ca alții dinaintea ta. Și dacă am fi să o spunem pe cea sinceră, în mod sigur în unele biserici, unii s-au bucurat și într-o primă fază ca acești împărați când au ajuns în locul altora dinaintea lor și au fi zis, așa le trebuie că ăștia care au fost înainte au păcătuit. Și la unii drept. Și ținând cont că evoluția bisericilor a fost una în regres, efectiv unii au făcut mai rău ca alții dinaintea lor. Fiindcă nu s-au abătut. Abaterea aceasta de la rău, numai un înțelept o poate împărtăși, așa spune în cartea Proverbelor. Domnul să ne ajute să ne împotrivim răului, să ne abatem. Că altfel te iau cursul evenimentelor. Ce crezi că împărații ăștia erau chiar atât din calea afară de răi? Pentru că ar fost din care afară de răi, eu nu cred că i-ar fi pus Dumnezeu, cum a zis spre Baeșa, eu te-am pus. Da, mai marele case împărătești și au zis, vină la ospăț. Altul, hai din coace la chef. Altul, ia un ban și pune-mă în slujba asta. Și după ce te-ai mânjit, ești gata. Și te duce valul. Nu poți să reziști decât cu o mare putere. Eu am auzit multe slogane despre reformă printre păstori. Dar ce credeți, s-a făcut ceva radical? Nu. Și eu nu cred că ei au spus numai de formă,
prin prisma faptului de a fi aleși. Nu cred asta. S-o fi gândit că au intenție bună. Dar nu se poate așa ieftin să te abați de la rău, să schimbi ceva. Nu se poate. Asta e o lucrare grea. Sunt duhuri care ar trebui eliminate, măturate din cale. Cât de greu le-a fost să elibereze Țara Sfântă de cananiți și de cele popoare. Credeți că soiuri de duhuri sunt numai cât cananiți? Să le scos pe toate afară. Păi trebuie luptă. De la Iosua până la David a fost numai războaie, judecători și alții care să se le scoată. Domnul să ne ajute să fim luptători pentru numele Domnului, astfel încât Israelul să nu cunoască slujitorii unii mai rău ca alții. Și vin unii după alții, tot se schimbă, tot se schimbă și în popor nu se vede nimic decât distrugere an după an. Tot în 1 Împărați 16 de aici, vreau să mai sesizăm în concluzii ceva. După ce în versetul 2 îi se spune, eu te-am ridicat și te-am pus, în versetul 3 scrie, iată că voi mătura. Vreau să observați că Dumnezeu este interesat și implicat în poporul său, chiar și când sunt în slujbă oameni răi. Poate întâlniți uneva un lucrător sau un predicator care e firesc sau e rău și vă întrebați, l-a fi pus Domnul? Foarte posibil să-l fi pus Domnul. Dar să știți că la fel de ieftin și de ușor, Domnul poate să-l dea jos. Poate considerăm că unii, din moment ce s-au stricat, sunt total abandonați de Dumnezeu și îi lasă să facă ce vor. Vreau să citim din cartea lui Ieremia, capitolul 27, să înțelegem că nici cei din afară nu fac ce vor și n-ajunge în slujbă cine vrea și îi da jos careva la voia întâmplării. Dumnezeu i-a amestecat și în lume, dar în biserică. Ieremia 27, de la versetul 1. La începutul domniei lui Ioachim, fiul lui Iosia, împăratul lui Iuda, a fost rostit către Ieremia din partea Domnului următorul cuvânt. Așa mi-a vorbit Domnul, fă niște legături și niște juguri și puneți-le la gât. Trimete-le la împăratul Edomului, împăratul Moabului, împăratul copiilor lui Amon, împăratul Tirului și împăratul Sidonului, prin trimișii care au venit la Ierusalim, la Zedechia, împăratul Iuda. Și spune-le să spună stăpânilor lor, așa vorbește Domnul oștirilor, împăratul lui Israel, iată ce să spune stăpânilor voștri. Eu am făcut pământul pe oameni și dobitoacele care sunt pe pământ cu puterea mea cea mare și cu brațul meu întins și dau pământul cui îmi place. Acum dau toate aceste țări în mâinile robului meu Nebucadnețar, împăratul Babilonului, îi dau chiar și fiarele câmpului ca să-i fie supuse. Toate neamurile vor fi supuse lui, fiului lui și fiului fiului său, până va veni și vremea țării lui și o vor supune neamuri puternice și împărați mari. Observați, exact ca și în cazul împăraților despre care am vorbit. I-a zis lui Nebucadnețar, lui dau, lui, la băiatul lui și la nepotul său. Atât. În cazul lui Jehu, Dumnezeu a lăsat 4 urmași pe tron. În cazul Roboam și Baeșa, numai câte unul. Deci și în lume, în domeniul laic, Dumnezeu îi pune și de jos și lasă neamul lor cât vrea, când vrea schimbă dinastia. Cine a schimbat regimurile comuniste? America cu Europa Liberă? Nu, i-a schimbat Dumnezeu. Să spun aici, gata. Dar dacă în lume e implicat Dumnezeu, schimbă președinți și prim-ministri, nu e implicat în biserici? Mi-amintesc dintr-o biserică? Când niște oameni credincioși s-au întrebat și au pus înaintea Domnului dacă să mai stea într-o biserică în care liderul era deplasat. Și eu în vremea aceea n-am înțeles de ce Dumnezeu le-a zis rămâneți acolo. Și le-a spus va veni un vânt și un copac mare care ține umbră în grădină va fi dat la o parte. Nu vedeam cum. Și a venit vremea. Eu am trăit-o. Când cel cu autoritate, cu popularitate, s-a retras și el într-un fel și a pierdut voturile ținând cont de sistemul democratic și a fost înlăturat. Deci Dumnezeu instalează și detronează, promovează și scoate din slujbă. Este stăpân. Numele Lui fie binecuvântat. Credincioșii trebuie să stea liniștiți din acest punct de vedere. Nu stă în natura celor credincioși să dea lovituri de stat, lovituri de amvoane, să pună la cale puciuri și manevre. Nu, fiindcă Dumnezeu conduce El lucrurile, le stăpânește. Și dacă îți bun și fac o greșeală, îi poate da jos, ca și în cazul lui David, să-i pedepsească pentru o vreme sau de tot. Și dacă îți răi, îi poate scurt anula mandatul lor sau îi poate îngădui ani de zile. Datoria noastră este să ne rugăm și în ce privește sfera socială, domeniul politic, în privința națiunii, dar chiar și în domeniul bisericesc.
și să acționăm cu credințarea că Dumnezeu pune și Dumnezeu mătură. Și mare atenție, nu cumva, judecând pe alții, să ne vină și nouă aceeași sentință. Că acesta e gândul de final. Soarta celui rău este rea și cum ai făcut, așa ți se va face. Trei dintre aceștia și-au omorât predecesorii, i-au murit liniștiți. Dar fiii lor n-au mai stat decât 2 ani pe tron. Așa spunea profetul Obadia. Faptele tale se vor întoarce asupra capului tău. Așa spunea acel împărat Adonii Bezec din judecător 1. Degetele mari de la picioare și de la mâini le-am tăiat la împărați. E așa am ajuns eu cu ele tăiate. Cu mătura am măturat casele Roboam, unul să nu rămână. Cu mătura a fost măturată casa lui, unul să nu rămână. Și faceți distinția între acești împărați care au măturat tot și au fost măturați de tot, și David, care n-a vrut să omoare nici pe Saul și care după ce a murit Saul a zis, în loc să spună mătur tot, cine mai este în casa aceea să-i fac bine? Ce diferență! Și rezultatul care a fost? Niciodată David n-a rămas fără urmaș. Cum ai făcut? Așa ți se va face. Vom vedea noi când vom studia împărații lui Iuda că odată o urmașă a Izabelei, Atalia, a vrut să omoare tot ce ține de neamul lui David. A putut să omoare tot? A rămas o sămânță davidică, ascunsă de preotul Jehoiada. Căci faptele tale vin peste tine și tu te întâlnești cu ele. Haideți să recapitulăm. V-am amintit, dacă punem și pe acel Tibni care a vrut să fie împărat, numai puțin de 10 împărați răi în seara asta. Îngăduiți de Dumnezeu pe tronul sfânt în Israel să domnească peste urmașii aceia lui Avram care aveau făgăduință, făgăduințe atât de măreți. În vremea lor, poporul s-a distrus. Ei l-au distrus. Ei purtau vinovăție datorită idolatriei și ei au trăit doar pentru chef și au domnit în forță. Și în schimb, judecau pe alții când ei erau la fel de răi. Și vinovăția lor era ceea ce a fost imputabil, că nu s-au abătut de la păcatele predecesorilor lor. Abaterea aceasta de la rău ar fi căutat-o Dumnezeu la ei. Pe parcursul acestor 10 împărați sau pretendenți la tron, absolut toți s-au împăcat rău cu împărații lui Iuda, adică n-au vrut să aibă nicio legătură cu poporul sfânt și cu templu. Nimic. Și cel mai reprezentativ poate este Baeșa, un împărat 15 cu 16. Între Asa și Baeșa, împăratul Israel, a fost război în tot timpul vieții lor. Baeșa, împăratul lui Israel, s-a suit împotriva lui Iuda și a întărit Rama ca să împiedice pe a lui Asa, împăratul lui Iuda, să iasă și să intre. Că dacă ar fi avut legături cu cei sfinți, poate ar mai fi fost vreo șansă. Dar de regulă, cum spune tot înțeleptul în proverbe, nebunul nu se duce la înțelepți și astfel nici nu se va îndrepta în veac, că dacă s-ar duce, poate s-ar trezi, dar au fost în dușmănie cu credincioși. Totuși, pe parcursul acestor împărași o să vedem noi mai clar când vorbim de Ahab, Dumnezeu a avut câțiva oameni credincioși. De aceea să știți, poate ne întrebăm când a vorbit de biserici, de-a lungul papilor care au domnit, unul mai rău ca altul, ca și acești împărați, unde au fi fost credincioși? Ca în Țara Sfântă, câte 7.000 sau mai mult sau mai puțin Dumnezeu a avut. Numai că nu-i tot una să trăiești sub David sau sub Ahab. E o mare diferență. Dar Dumnezeu controlează și acele evenimente. Și în final răsplătește fiecăruia. Numele Domnului să fie slăvit. Amin. Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca.